răspundem la ceea ce a spus dumneavoastră impresă. Să facem argumente, să dezmințim, de fapt, ce a spus dumneavoastră impresă, referitor la ultima medie, referitor la numărul de corigenți de la liceu Eminescu. Pe noi ne interesează colegiul Mihai Eminescu, nu ne interesează tot județul. Deci nu s-au tăiat clase de la tot județul. Dacă ar face cineva o statistică, ar vedea că la noi s-au schimbat 4 clase. O clasă de clasa 5 a dispărut, o clasă de matematică informatică a dispărut, au apărut două clase, una de socio-umane în plus și una de filologie. Și dumneavoastră, am înțeles că a zis ceva legat de ultima medie, a fost medie mai mare. Trebuie să înțelegem, să explicăm ce s-ar fi întâmplat, deci într-adevăr, ce s-ar fi întâmplat dacă acest plan de școlarizare s-ar fi aplicat și anul trecut. Atunci situația n-ar mai fi fost la fel. Nu putem compara 104 elevi cu 26 de elevi. 104 elevi de la matematică informatică și am luat efectiv. Dacă anul trecut, în 2021, ar fi fost 3 clase de matematică informatică, așa cum a propus pentru anul următor, 2 clase de științe sociale și 2 clase de filologie, și am luat și pentru următoarele 4 să fie tot 104 elevi, atunci, ultima medie de la matematică informatică ar fi fost 8,87, ultima medie de la știință socială 7,86, ultima medie de la filologie ar fi fost 7,58. Față de cât? Față de anul acesta, când sunt 4 clase, este 7,96 la matematică informatică, este 8,17, dar la o singură clasă, și este 8 la socio-umane și este 8 la filologie. Deci nu putem compara. Dumnezeu a zis că este medie foarte mare. Am făcut și eu pur și simplu un sondaj. Câți elevi au cerut, cum au spus dumneavoastră, au cerut științe sociale sau filologie și pentru că au avut media prea mică, n-au intrat acolo și au intrat la matematică. Informatică. La Eminescu, fiind colegiu foarte bun, știți, de regulă, cu prima opțiune, intră la liceu. Cine a vrut mate info a intrat la mate info, cine a vrut socio-umane a intrat la socio-umane. Nu a fost a doua sau a treia variantă, mă înțelegeți? Adică s-a mers cu prima opțiune a candidatului. Adică majoritar mate prima info. Opțiune, da. Prima ideea opțiune. Era care a apărut în presă că unii copii au ales de fapt socio-umane, dar cu a doua, a treia media au nimerit la mate info, ceea ce în cazul liceului nostru nu este adevărat. Sau, să simplificăm lucrurile. Deci avem la bacalaureat procent de promovare apropiat de 100% la anul trecut și în anii precedenți. Drept urmare, doamna inspectoare ne modifică clasele. Spune că vrea să îmbunătățească procentul de probabilitate la bata. Dumnezeu să-l mai îmbunătățească. Bun. La clasele de gimnaziu, la clasa 5, anul trecut la clasele a 8, cele două clase care le-am avut noi, s-au obținut a 6-a medie pe țară la evaluare națională. Drept urmare, doamna inspectoare, ne taie o clasă. Nu e în regulă. Rezultate la olimpiade, ca să nu mai vorbim. Și numărul de colegi este un fake news. Numărul pe care vi l-a dat dumneavoastră în presă este numărul, dumneavoastră a solicitat o raportare pe 3 ianuarie, înainte cu o săptămână, a spus un număr estimativ de corigenți și i-a publicat în presă că ăștia sunt corigenți. 1000 la matematică. Mai puțin de jumătate dintre ei în final au ajuns corigenți, pentru că în ultima săptămână și-au remediat și știți câți au fost la noi? 6. La noi doar 6 corigenți la matematică. La matematică, 6 corigenți. Să ne iau o clasă că sunt 6 corigenți la matematică. Nu a fost nicio cerere de transfer de la profilul Mate Info la clasa nouă acum. La profilul așa? Real, la profilul uman. Nicio cerere n-a fost. Și doamna zice că anul trecut sau în general. Dincolo. Ceea ce zice Am înțeles. E invers, de fapt. Da, în momentul în care sunt aduse modificări la planul olimpiade de informatică și dumneavoastră rade, ceea ce înseamnă viitorul pentru copii. Modificările astea la planul de școlarizare nu sunt făcute cu consultarea conducerii unității de învățământ? Noi propunem un plan de școlarizare, doamna director propune, se discută în Consiliul Profesoral, se votează în Consiliul de Administrație și se transmite Inspectoratul Școlar. Inspectoratul Școlar poate modifica în moment ce a modificat. Da. Adică nu, noi am dar primit, trebuie să fie niște argumente, dacă nu ne-am există făcut planul de școlarizare. De impact. Deci, clasele acestea de filo din clasa nouă, clasa suplimentară, va produce la sfârșitul clasei a 12-a șomeri. Nu se va regăsi pe piața muncii, nu se caută așa ceva. Cât se duc la facultate, se facă cu jurnaliști ca dumneavoastră, știți?
Noi avem o clasă din 26 de elevi, am avut elevi care au plecat. Dar avem mult mai mulți elevi, avem făcut chiar o statistică ce s-a întâmplat anul trecut la clasa 2, care au terminat clasa 12, profil matematică informatică, mai mult de jumătate au plecat pe informatică doar. Plus, dacă luăm parte reală cu parte umană, avem mult mai mulți plecați de partea reală, automatizări și calculatoare, pentru politehnică, orice, la matematică, la fizică, la medicină. Informatică, medicină. Asta este partea reală. Toți, în proporție 100%, intră la facultăți absolvenții matematică. Și în ce mod vă afectează pe dumneavoastră? Da, în ce mod vă afectează pe dumneavoastră direct? Pe elevii noștri, 26 de elevi, care ar fi vrut la anul să intre la liceu Eminescu și să meargă mai departe cu matematică informatică, nu vor mai avea această șansă. Este vorba și despre elevi, nu doar despre noi. 25 de elevi care ar fi vrut să vină în clasa 5-a la noi, la Eminescu, nu vor mai intra la liceu Eminescu, să facă 5-8 la Eminescu. Acestea sunt clasele smart. Dacă vă amintiți la început anul școlar, doamna generală a ieșit sus și tare, spunând că voi face două clase smart, de a 5-a și de a 9-a. Ia ca de a 9-a o face la Eminescu smart, că va fi o clasă vai de capul ei. Unde sunt clasele acelea promisii când aferoam asta? Da, atunci argumentul a fost că așa cere piața muncii, ingineri, medici, și deci... Și clasa și smart trebuia să fie de a 9-a pe mate lipo, pe s-a schimbat acum piața muncii, sunt mai mulți, noi nu știm. Eu, din câte știu, anul trecut am fost la finalizarea studiilor copilului meu la Facultatea de Informatică și ne-a prezentat domnul decan de la Facultatea de Informatică, chiar i-a întrebat pe studenți, pe absolvenți, câți dintre voi ați vrut să lucrați în timpul facultății în domeniul informaticii și n-ați găsit de lucru. N-a ridicat nimeni. Câți ați vrut să lucrați și ați lucrat? Foarte mult. Și dumnealui ne-a informat câte locuri de muncă sunt. Și cum reușesc studenții să negocieze un salariu pentru că e nevoie de ei. Deja ca studenți. Deci cererea pe piața asta informatică a calculatorului este foarte mare, oferta educațională este foarte mică, se taie. Și taie o clasă care are procent probabilitate 100%, 99%, în orașul Botoșan vorbim. Și lași clasă tot de mate info, procent probabilitate 30%. E mult. Nu înțeleg. 30. Pe ce criteriu? Ce criterii sunt aici? Vrem și noi niște care criterii, dacă criterii? Are dreptul să modifice, să ne spună. Am tăiat la Eminescu pentru că... Clasa de 100%, procent probabilitate la bacalaureat, la finalul de ciclu. De asta vorbim. Nu de medii de intrare. Finalul de ciclu, rezultatele la final, după ce termin procesul de educație. Ai 100%. Și lași clasa de 30% probabilitate. De ce o tai pe aia de 100%? Și o lași pe aia de 30%. Celelalte, în cazuri expuse anterior, cred că suficient de clar și de concis, care n-am să le mai reiau astăzi, le oferim elevilor de clasa nouă posibilitatea să aleagă între cele patru profiluri, la fiecare profil câte două clase, mai puțin la matematică informatică, unde vor avea trei clase. Vă mulțumesc! Care este justificarea? Cred că am explicat suficient de clar până acum. Nu se poate să veniți în fiecare zi. Nu se poate să veniți în fiecare zi să expuneți această idee. Dacă vreți să le înregistrați. Da. Pentru clasa 5-a nu putem desfința clasele, școlile din... Dar până acum aveți un numărul de elevi a scăzut? Da, la școala 11 din 5 clase, din 5 clase la școala 11 care termină clasa 4, rămân întotdeauna 3, sunt efectiv. Aceleași probleme le au și colegii dumneavoastră profesori din școala 7, din școala 10 care merg la școală. Față de anul trecut, noi acest... Toți suntem profesori, da, toți suntem profesori și avem aceleași probleme. Față de anul trecut, numărul de elevi de clasa a 4, care vor termina anul ăsta clasa a 4, este mai mic față de anul trecut, anul acesta? Numărul de elevi de clasa a 9 este mai mic anul acesta față de anul trecut? Numărul de elevi de clasa 9 este mai mare decât anul trecut. Motiv pentru care am dat această clasă în primul. Și de ce nu păstrăm? Și astfel, la nu se va informa clasele la pedagogii. Foarte bine!